Duminică 19 aprilie, sala mare a Ateneului Nicolae Bălănescu din Giurgiu a fost plină de spectatori, iubitori de cultură, dar și de muzică corală religioasă. Evenimentul intitulat Festivalul Național de Muzică Corală Religioasă a ajuns la cea de-a 6-a ediție, iar pe scenă au urcat coruri din municipiul și județul Giurgiu, din București și din Ruse, Bulgaria. Pe scena Ateneului Nicolae Bălănescu urcă în această seară corul, care a fost prezent și în edițiile anterioare, dar și corul nou venite, e vorba de corul din Plovdiv, Universitatea din Plovdiv, Bulgaria, corul Credo al Liceului Teologic Adventist din București. Urcă pe scenă copii, tineri și adulți care au un lucru comun, slăvirea lui Dumnezeu. Participanții, peste 200 la număr, fac parte din diferite confesiuni, însă cântecele interpretate au avut aceeași temă, slăvirea Domnului. Festivalul Lumină din Lumină a fost organizat de Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Giurgiu în colaborare cu Centrul Cultural Ion Vinea și face parte din seria manifestărilor dedicate primăverii culturale giurgiuvene.